Hai, salut fraților, eu sunt Runner și astăzi ne aflăm pe FIFA Mobile. Băi, fraților, după cum știți, s-au băgat toți de ceva timp, de vreo săptămână și ceva. Vineri acum ar trebui să mai apară o nouă ligă de toți. Cred că o să apară, poate, Liga Spaniei. Și da, fraților, am jucat și eu la eventul ăsta de toți foarte, foarte, destul de mult, adică. După cum știți, pe live am deschis și două pachete a câte 2000 de FIFA points. N-am avut noroc deloc pentru că n-am luat nici măcar un tots, adică am băgat 20 de euro și n-am luat nici măcar un team of the season, ceea ce e destul de frustrant. Dar na, am mers mai departe și am continuat să joc la event și am mai reușit să fac câteva tokenuri și jucători. Și asta vreau să facem și azi, să jucăm la eventul ăsta de Team of the Season, să vedem dacă reușim să mai facem ceva tokenuri și să vedem dacă vom reuși să luăm vreun Team of the Season bun. Asta fiind spuse, fraților, haideți să trecem pe joc și să ne ocupăm de treabă. Ok, fraților, hai să jucăm de câteva ori la eventul ăsta de toți, după aia vedem cam câte tokenuri avem și ce jucători avem și vom face un mic pack opening de toți, sper să-mi pice ceva mai bun de data asta. Dacă știți, cei care au fost pe live cel puțin, știu că mi-a picat Alderweireld, Team of the Season. L-am făcut cu Game Changer de 91, un alta, e destul de ok, dar sper să reușesc să prind și eu ceva mai bun, ca să fac poate ceva profit, având în vedere că am băgat 2000 de coins-uri și nu am luat nici măcar un Team of the Season. Mă așteptam, sincer, mă așteptam că o să-mi dea și mie ceva, dar nu mi-a dat. Și asta este jocul, v-am spus că eu nu prea am avut noroc la pachete pe jocul ăsta și nici pe FIFA 17 nu prea am avut noroc la pachete. Dar ce să-i faci? Trebuie să iei jocul așa cu bune și cu rele cum e el și de aceea astăzi ne aflăm aici să încercăm în continuare să facem rost de ceva jucători buni, bineînțeles. O să fac eventul ăsta cu toată energia pe care o am. O să iau și de la Activities 30 de energie. Bag toată energia în acest event și vedem dacă reușim să luăm și noi ceva. Bineînțeles. Să văd. Am făcut câteva tokenuri zilele astea. De un pachet toți reserve avem sigur. Așa că tot ce ne rămâne de făcut este să sperăm că mai avem ceva noroc și poate reușim să facem de două pachete. Nu sunt sigur, dar o să încerc și dacă vom reuși chestia asta ar fi super super ok. Sau cine știe, poate avem noroc și în pachetele astea toți o să-mi pice și mie ceva jucător bun, poate ceva elit, nu știu. Vedem când le deschidem. Până un alta terminăm toată energia, o facem lată, să zic așa. Și să sperăm, repet, că o să avem ceva noroc de data asta. Hai să vedem, cred că mai am de două ori. Sau o dată aveam 20, nu mai am niciodată. Hai să vedem ce ne pică. Câte pachete avem, 5 sau 6? Cred că 5. Ne pică Pienaar. Hai să vedem măcar un token din toate astea pe care le-am făcut. Afobe, din păcate. Hai mă băieți, mă, se poate și mai bine presimt. Vard, nu e bine. Hai un token, te rog frumos. Jocule, dă-mi un token, te rog. Trippier. Și chiar nu-mi dai niciun token, să înțeleg, nu? Hai să vedem. Da, El Neni nu ne dă niciun token și am mai avea de așteptat 4 minute și 40 de secunde până atunci, până ne dă și el drumul la token. Hai să fac drill-ul ăsta de 2 pentru că aș vrea să mai facem o mică chestiuță. Sper să reușesc să deblochez, cum îi spunem, să deblochez eventul ăla. O să mergem imediat la plans și o să văd cam câte am și dacă pot să-l deblochez. Hai să vedem că nu vreau să ne lungim foarte, foarte mult. Pentru că nu știu la cât o să vă uitați voi dacă fac un episod foarte lung. Că mie nu mi-ar fi greu să le fac, le pot face și de 20 de minute, dar nu vreau să devină plictisitoare și mă interesează să vă uitați la tot episodul, știți?
Dar în fine, hai să vedem ce o să iasă până la urmă. Hai să deschidem. Pam pam, ne dă un jucător de bronz, ca de obicei. Nici nu mă așteptam la ceva mai mult. Hai să vedem dacă reușim să facem planul. Oh, la fix 20 avem. Hai să dăm claim. Ok, claim reward, open pack. Ne dă drumul la ăla, perfect. Și ne dă un quick sell token. Ok. Hai să mergem să-l facem, dar nu avem energie. Hai să luăm energie de aici. Ok. Îl facem și să vedem. Avem ceva mai mult noroc aici? Poate, poate. Poate, poate, cine știe. Hai că vedem acum ce va ieși. Vedem acum ce va ieși. Oare reușești 5 din 5? Ia să vedem. Ok, mai am 2. Hai să mutăm un pic și camera. A, cred că am dat pe lângă, da. Știam că am dat un pic cam prea mult spre dreapta și mă așteptam să se ducă pe lângă. La fel și aici. Wow. Deci nu mai facem 5 din 5. Hai mă. Băi! Of. Hai mă. Ia. Băi frate. Ce mama mă simu? Hai mă să îndrept camera. Dă-te încolo de cameră. Că deja mă enervează. De multe ori mi-e și lene să îndrept camera. Să mă pun și eu cu camera bine, știi? Și zic las că merge. Las că reușești așa. Dar nu. Nu reușești așa. Pentru că e aiurea. Ok, în sfârșit. În sfârșit, am ratat cam mult. Mi-a fost lene să așez camera și uite că am dat multe rateuri. Hai să vedem ce ne pică. Caruso, Kenlock, bronz, 2 de bronz. Hai mă, măcar un elit. Da, nici măcar un elit, pentru că noi nu avem noroc la aia, frate. Nu vin eliții la noi, frățioare, pentru că nu trebuie să vină eliții la rană. Hai să facem din nou eventul ăsta de toți. Sper de data asta să-mi dea și mie cel puțin un token de toți, pentru că aș avea nevoie, nu de alta, știi? Aș vrea să fac ceva pachete toți, să reușesc să fac câțiva jucători Team of the Season. Poate, poate reușim să facem și vreo doi bănuți sau să ne întărim, bineînțeles, echipa. Și da, o să vă arăt și echipa în episodul ăsta, pentru că s-au făcut ceva modificări majore la echipe și am reușit să-i cresc overall-ul destul de mult. Cel puțin cei care n-au fost pe live nu cred că știu ce am mai schimbat la echipă și o să vedeți imediat, pentru că zic eu că am reușit să fac niște lucruri destul de faine într-un timp destul de scurt, adică am cam două luni de când m-am apucat de FIFA Mobile și am reușit să construiesc o echipă destul de bună. Deci sunt mândru de chestia asta, nu știu câți au reușit să facă ce am făcut eu în astea două luni și chiar sunt mândru. Cred că și din cauza asta am și ceva hateri din ăștia care vin și dau dislike la fiecare clip de-al meu, pentru că au văzut, băi, cum e ăsta așa de bun, cum reușește ăsta să facă bani, cum reușește să-și facă echipă așa de rapid. Băi, eu mă chinui, sunt trist pentru că eu mă chinui de 6 luni de zile și încă sunt cu o echipă de 87-88 overall și uite ăsta care abia s-a apucat, ia uite că reușește să-și facă dita mai echipa. Cum? Hai să-i dau dislike. Ceva de genul. Oricum, nu mă deranjează haterii. În sensul că, băi, trebuie să știți și voi că haterii de multe ori sunt mai activi ca majoritatea subscriberilor și eu am observat chestia asta pe pielea mea, pentru că când postez un clip, deci apar primele like-uri, dar imediat apar și primele dislike-uri. Deci e ceva senzațional. După 2-3 minute ce am postat clipul, le vezi primele 2-3 dislike-uri, pentru că cam atât se strâng pe clip. Am vreo 3-4 hater foarte activi pe canal care intră și dau dislike. Dar nu e problemă, hater. Nu e problemă, hater. Stai liniștit. Ok. Și da, mai spune cineva, băi, runner, ce ai făcut, mă, că erai un pic euforic pe live, erai bad, ce aveai? Nu, frățioare, nu eram bad deloc. Eram super normal, eram super chill, nu aveam nimic, pentru că eu oricum nu prea consum băuturi alcoolice, în general. Foarte, foarte rar. Deci nu eram bad, nu aveam nimic,
eram pur și simplu un pic mai euforic, eram într-o stare așa de euforie, să zic, dar nu din cauza băuturilor alcoolice, cum se gândesc unii dintre voi. Și hai să vedem, ne dă un token până la urmă, băi, chiar nu reușim să luăm un singur token în tot acest episod, cred că e RIP. RIP token. E RIP token. Da, e RIP. E RIP. În fine. Hai să mergem la planes. Hai să mergem la toți. Hai să completăm plane-ul. Avem 5 de jucători și 10 tokenuri și mai avem 2 tokenuri aici. În fine. Hai să vedem, frățioare. Sunteți pregătiți? Ați tras aer în piept? Hai să vedem ce iese. Hai să vedem ce iese. Dăm open pack. Și Ericsson. Ericsson de 90. E ok. Nu e foarte bun, pentru că nu folosesc CIM, din păcate. Dar e ok. Hai să vedem cam cât valorează Ericsson, pentru că nu folosesc CIM și dacă e l-aș da. Și da, mă uitam după ceva Game Changers, dar o să vedem. Bun. Ericsson de 90. 1 milion cred că e prostesc. 250. 250.000, dar nu cred că are sens să-l vând acum. Pentru că părerea mea este că vor mai crește prețurile, cred, sper. După ce se termină eventul ăsta cu Team of the Season, s-ar putea ca prețurile să crească din nou. Și nu o să mă grăbesc să-l vând acum. Și bun, fraților, haideți pe final să vă arăt și echipa mea și noile schimbări pe care le-am mai făcut eu la echipă. După cum vedeți, avem acolo un super, super atacant pe nume Aubameyang, un atacant foarte, foarte rapid. Hai să-i vedem rapid și staturile. 108 sprint speed, bine, astea sunt statusuri, după cum vedeți, sunt cu verde, înseamnă că au crescut ele puțin de la Game Changer sau de la una alta. Și o să vi le citesc așa rapid. 108 sprint speed, 106 acceleration, 99 finishing, 91 shot power, 88 strength, 87 long shot, 92 ball control, 93 positioning, 92 dribbling, 38 tackling, 86 heading și 40 marking. Bine, technique-ul și marking-ul la el nu sunt foarte importante pentru că este atacant. De aceea nu mă deranjează că le are mici. Dar are o viteză senzațională, un finishing bun, zic eu, la 99 finishing nu stă rău deloc și chiar am văzut că șutează destul de bine. Și probabil ați văzut aici over la echipă 91, cred că ușor, ușor o să încerc să-l duc spre 92. Da. Pe Muniain probabil îl știți, pe Walcott îl știți, pam pam pam, în rest cam știți. O să vă arăt, o să vă vorbesc mai mult despre primii 11 pentru că ăștia sunt mai importanți. Până una alta, hai să-l punem pe Ericsson aici, care se face de 91. Așa, sau îl putem pune chiar în locul lui Hazard și să-l punem pe Hazard aici, s-a pus automat, perfect. Da, de dă și Ericsson acolo un back. Back. Ce era asta, mă? Back, nu știu exact de la ce vine. Dar ok. La mijloc avem așa, Vilena și Maxim. Vilena sau Vilena, nu știu exact dacă citește H-ul ăla, dar în fine. La mijloc aș face ceva schimbări, dar trebuie mai întâi să fac rost de money. Aș vrea să schimb mijlocașii pentru că sunt un pic cam slăbuț și vreau să iau și eu ceva mai bun și la mijloc, să-mi întăresc echipa și la mijloc. Pentru că de multe ori la attack mode îmi dă mijlocaș. Bine, oricum știu că asta este ultimul sezon de attack mode. Vor fi ceva schimbări, dar oricum vor fi importanți, cred că oricum, și mijlocașii. Dar da, l-avem pe Vilena și pe Maxim, 87 și 84, Game Changers pe aici, pam pam pam, de pe acolo pe stânga, pe care încă nu o să-l înlocuiesc, pentru că nu am niciun Game Changer pe poziția aia. Și în apărare, hai să vedem cum stăm, după cum vedeți avem Alexandru de 92, Pogba 92, Alderweireld a făcut și el 92, Kedju 90, Walker 90 și Rufier de 91. Așadar, fraților, am reușit să fac o echipă destul de ok, zic eu, și sunt mulțumit de ce am reușit să fac până în momentul de față pe FIFA Mobile. Și da, cam așa arată și echipa, cam așa arată și am reușit să luăm pe Ericsson de la planuri, de la toți.
Și cam atât pentru acest episod, pentru că nu vreau să mă mai lungesc. Hai să ne uităm un pic rapid la Attack Mode. Avem 5 milioane de fani, mai sunt 24 de ore, dar voi juca și eu încă 2-3 meciuri ca să fiu sigur că o să stau deasupra pragului de 5 milioane de fani să iau și eu ceva token de Legendary Tier 1. Bun, fraților, chiar că nu mă mai lungesc acum, este unul dintre cele mai lungi episoade de FIFA Mobile ale mele și chiar nu vreau să mă mai lungesc pentru că exagerăm și nu e bine. Bun, ne oprim aici, vă mulțumesc că m-ați urmărit, apăsați butonul de like, dați-mi un share și abonați-vă dacă sunteți noi pe aici. Eu am fost Runner și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ciao!